Uh, apropo, iată, de uh, cum gândiți dumneavoastră timpul ca monedă de schimb, uh, mai sunt uh, anumite inițiative, bănci ale timpului, unde te duci și îți donezi din timpul tău o oră, domnule, mă ocup de o anumită chestiune și voi primi și eu uh, la schimb da. uh, o oră din timpul cuiva. Uh, cum, cum vedeți dumneavoastră aceste -aici, inițiative și cum, cum vedeți... Uh, cum vă încadrați teoria noastră în, printre alte teorii? Că, sigur, S sunt multe dezbateri. Economia e o știință da. destul de sunt două... diverse, cum, cu, mulți, cum, și de la o extremă la alta, pentru că nu poți, nu poți experimenta, nu poți măsura foarte precis, inclusiv PIB-ul e contestat. Aveți și noastră o nouă propunere de măsură Evoluția economiei, a averilor, a creșterii economice? Haideți să vedem. Deci, în primul rând, este o realitate faptul că noi, de fapt, în toată viața noastră, noi schimbăm între noi timp. Timp contra bani și bani contra timp. Când avem bani, ne cumpărăm timp. Și, dar în fond, noi schimbăm timp, pentru că asta este resursa care o avem. Utilitatea noastră pentru ceilalți. Asta este e o realitate. Deci, din perspectiva asta, timpul, mai ales că este și măsurabil, e, poate fi o unitate monetară. Uh, acele bănci de timp au însă două minusuri. Unul, uh, un minus este generat de faptul că ele privesc timpul în mod egal. Deși timpul e o resursă care e în proprietatea mea și a dumneavoastră, deci implicit ne putem stabili, independent un preț pentru minut sau pentru ora noastră, în acele bănci de timp se consideră că o oră e o oră indiferent de utilitate sau de ceea ce dorește omul. În... Bine, avem un pricing și în business la da. consultanți, nu un mare avocat poate să ajungă da. la 3 400 de euro Dacă eu să mă raportez oră. la acele inițiative de bănci de timp mm -hmm. într-adevăr eu muncesc pentru dumneavoastră o oră și atunci eu o să primesc de la altcineva sau de la dumneavoastră în viitor tot o oră mm -hmm. dar poate eu vă operez pe creier Ceea ce e o nevoie foarte mare și necesită uh -huh, știu eu, uh. o știință așa și poate dumneavoastră doar uh, ștergeți praful. Uh -huh. Și atunci ora nu e chiar egală. Uh -huh. Deci ăsta e primul minus. Al doilea minus este că în știința economică se vorbește foarte mult despre factorii de producție, munca, natura și capitalul. Da? Uh, de fapt, factorii primari de producție sunt numai munca și natura. Pentru că, virgulă, capitalul nu este altceva decât muncă și natură stocate în timp, neconsumate încă. Deci, în momentul în care noi vorbim despre impozitarea muncii versus impozitarea capitalului, ne raportăm eronat. Impozitarea capitalului este tot impozitarea muncii. Este impozitarea muncii economisită. Da. Când ne raportăm la primii doi factori de producție, munca și natura, este o eroare. Pentru că, de fapt, factorul de producție este timpul. Nu doar munca, dacă spre exemplu eu vă prim pe dumneavoastră cu tăsura, am un cal și o trăsură și vă prim timp de o oră și vă iau 10 euro pe chestia asta, eu în acest preț am luat în calcul că am ținut un mânz, l-am crescut la mine în grajdi, i-am dat să mănânce cât el nu putea să care, deci mm -hmm. s-a format el ca să ajungă să vă tragă da. pe dumneavoastră timp da. de o oră, a avut o perioadă de formare în care a consumat resurse, și dacă eu sunt bun la suflet și nu-l împușc în momentul în care nu mai, nu mai poate să vă tragă, probabil că îl voi hrăni până va muri de bătrânețe. Deci, de fapt, în acel preț trebuie să iei în calcul tot timpul omului, nu doar timpul de muncă. De asta am spus că timpul poate fi monetizat. Există un stoc individual de timp, există un stoc mondial de timp. Uh -huh. Este speranța de viață împărțită la doi, înmulțită uh -huh. cu populația. Uh -huh. Deci putem vorbi despre un stoc mondial de timp relativ constant. Mm -hmm. De acord? Păi ai speranța de viață, 72 de ani, ori 8 milioane de oameni, miliarde. o să vedeți, 8 miliarde de oameni, la o să vedeți. De, de speranța de viață e cam 38 de o milioane de la minute. 10. Da. la da. 10. Deci,